Vale Bogdan, fluier, saxofon, caval și voce, și Doamna Domnului Fărăț, viola. Primul concert care l-a susținut formația Tricon a fost în 1992, deci avem deja câțiva ani. Activitatea noastră concertistică, mai bine zis, geografia, se extinde de la Canada până în Noua Zeelandă. Aș putea să vă spun că în 94 formația Tricon a luat premiul Academiei Franceze Charles Cros pentru cea mai bună idee în jazz a anului. Deci vă dorim o seară plăcută și spațiul nostru este de la jazz în Balcani.